Educația este cel mai frumos dar, spun elevii care învață la școala gimnazială Petre Sergescu din Robeta Turnu Severin. Alături de dascăl, copiii au sărbătorit 100 de ani de la înființarea școlii lor. Cu acest prilej au fost organizate concursuri de citate, proverbe și ghicitori despre școală și au organizat dezbateri pe tema importanței educației în societate. De asemenea, cei mici au realizat o expoziție impresionantă de picturi și postere pe zidurile școlii pentru a sărbători în avans Ziua Educației, marcată pe 5 octombrie. Școala gimnazială Petre Sergescu se află la acest aniversar. Încărcați de emoție, elevii și profesorii au sărbătorit 100 de ani de la înființarea unității de învățământ. Aceștia au participat la dezbateri pe tema importanței școlii și au realizat postere cu reprezentări ale dreptului la educație. Pe acest poster am scris că omul fără educație este ca lumea fără soare, pentru că acest citat mi-a umplut sufletul de bucurie și am vrut să îl împart și cu ceilalți. Am desenat pentru școala gimnazială Petre Sergescu o floare și o inimioară pentru că vezi școala și eu și sora mea am fost aici, la fel și părinții mei. Încurajați de dascăl, copiii au realizat o expoziție unde au prezentat 10 de desene în care au subliniat importanța educației în viața lor. Chiar reprezintă enorm de mult școala și chiar dacă nu e renovată, e frumoasă așa cum e. Cum e școala pentru tine? O nouă casă. Profesorii sunt buni cu noi, nu ne ceartă, nu nimic. Doamna, mai ales doamna, știe foarte multe, ne învață. Cum e școala pentru tine? Ceva uimitor. Doamna ne învață multe lucruri, am început să învățăm multe. Sub genericul arc de lumină peste timp, elevii de la școala gimnazială Petre Sergescu au desfășurat multe activități închinate școlii educației și, în special, împlinirea 100 de ani de la înființarea școlii primare de băieți numărul 4, adică școala noastră. Este un eveniment deosebit și ne-am gândit să îi facem părtași pe părinți la bucuria noastră și am organizat printre multele activități, dezbateri pe tema educației, concursuri de citate, de ghicitori, de cântece despre școală, această expoziție pe gardul școlii. An de an, foști elevi care au învățat aici rememorează anii de școală în revista Unității de Învățământ, intitulată Arc de Lumină peste Timp. Evenimentele organizate la școala gimnazială Petre Sergescu au marcat anticipat Ziua Educației, care se sărbătorește la 5 octombrie.